Prima ediție Poliția Muzicii în 2016. 2016 aproape la fel. Venim dintr-o vacanță în care unii dintre noi am băut, am mâncat, ne-am îngrășat. Unii arătăm la fel de bine. Se procedează la fel, de la un alt nivel. Dar nu asta contează, important este că suntem împreună, suntem sănătoși și suntem apți de un nou an de muncă și distracție. La mulți ani! Cum am fost destul de mult timp în vacanță, n-am apucat să vorbesc despre unele piese de sezon, cum ar fi cea a Andrei, Din ceruri ninge alb. Din ceruri ninge alb. Contează foarte mult că Andra ne spune că ninge din ceruri, pentru că noi, ca niște fraieri, am fi putut crede că ninge de la metrou. Și la fel de bine e că ne spune că ninge alb, pentru că ne aducem cu toții aminte de anul ăla în care a nins roșu și albastru, cu un pic de mov. Hai, v-am scui papă 2016. Da-i azi, boss, mai bine că zicea că ninge alb, că ai văzut fata aia care stătea, o, ce albastru-i cerul! Și hop, a nins-o albastru în gură, știi cum zic? Că nu știa de unde ninge. Nu vreau cadouri scumpe, vreau iubirea ta. Cum ninge și de unde, nici nu mai contează, pentru că la cât de frumos cântă Andra, numai un maniac ar putea sta să asculte cuvânt cu cuvânt și să-i găsească nod în papură. Și în plus, clipul întrece versurile. Clip realizat, desigur, de... Încă un an împreună, Alex, la mulți ani. Suntem atenți, da? Din ceruri ninge alb și un tren cu aburi circulă peste munți și văi. Dintr-o altă iarnă de demult, din ceruri ninge alb. Voi credeați că ăla e un tren din 1900-800? Și bagă unul în cărbuni cu lopata? Fraieri, o avea el aburi pe din afară, dar pe dinăuntru are aer condiționat. Versuri dintr-un cântec vechi, parcă le au. Iar voi credeați că prin sărăciile alea de geamuri bate vântul? Fraieri, nu! Pentru că sunt geamuri securizate, că așa aveau trenurile cu aburi. Și curat, și cal, și... Asta doar așa ca să vă dați seama cât de creduli ne cred pe noi privitorii, unii dintre cei care fac clipuri. Dar bine a făcut, mă! A sărit like-urile pe clip, a făcut vizualizările, a marcat banul și a făcut și el vacanțe. Asta înseamnă să fii regizor. Mai departe, cu trenul cu aburi circulă copiii care ajung acasă la Andra. Iar Andra îi așteaptă cu masă mare ca în povești. Și cu ce așteaptă Andra droaia de copii de 7 ani? Cu mult vin roșu. Andra, acum nu știu cum e la voi acasă, tu și Cătălin faceți regulile, nu mă bag eu. Dar ca sfat, nu e bine să le dați copiilor alcool. Ce este de apreciat totuși este că regizorul și-a dat seama că ăștia mici n-au voie alcool. Că de-aia ești regizor, să observi, ai ochiul format, faci povestea credibilă. Așa că undeva pe la jumătatea petrecerii le-a înlocuit vinul cu apă. Dar ce ai făcut, boss, că și schema asta e furată? Asta cu transformatul vin în apă. Căci că și Iisus a făcut la fel. Am citit eu, nu mai știu unde. Ori în Biblie, ori la Teo Trandafir pe Facebook. Știi cum zic? Pentru că vin din vacanță și nu sunt la curent cu hiturile momentului, o să-mi fac de cap și o să pun pe repeat piesa pe care am tot ascultat-o în ultimele săptămâni, Pink Floyd, Wish You Were Here.
Prima poliție a muzicii din 2016 se oprește aici. Vă mulțumesc pentru sugestiile voastre trimise pe perioada vacanței. Le aștept în continuare pe pagina mea de Facebook. Eu nu cred că mai am nevoie de nicio prezentare. Coțofană! Voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră. Ca Sebi Coțofană, România, fac tot posibilul.